după live, fetele stăteau puțin de vorbă, spuneau că este destul de greu acolo în casă și că nu este ușor. Maria spunea că în general are o stare destul de bună, însă uneori acolo se simte ca un leu în cușcă și că nu poate, simte că nu poate să facă nimic din ceea ce își dorește. Antonia spunea că a deranjat-o foarte rău ceea ce i s-a scris în live despre faptul că au făcut o nespălată. Le explica fetelor că ea face două dușuri pe zi, că transpiră după live și face duș și mai face un duș și dimineața, dar o să încerce să facă trei dușuri, a zis Antonia, că poate așa va fi în regulă și nu, nu va mai părea nespălată. Spunea, o să încerc să mă spăl și seara. Maria spunea că ea se miră că nu au zis nimic de Iuliana în live, dar era uimită de faptul că i s-a scris că s-a stins lângă, lângă Ștefan și spunea că ea nu consideră acest lucru, că ea este foarte fericită. Antonia îi dătea dreptate și spunea Mariei că acestea îi scripesc ochii de fericire de trei săptămâni în coace.